Elevii de clasa 12 au susținut astăzi simularea la limba română a bacalaureatului. Am avut să facem niște sinonime, a trebuit să facem o compunere despre Lucian Blaga, despre importanța presei în ceea ce privește populația maselor, despre cultură și cam asta a fost. Cel mai dificil a fost un cuvânt care mi s-a părut mie arhaic, a trebuit să dăm sinonimul cuvântului sforțări. Această simulare este binevenită, aș vrea să facă cât mai multe. Eu zic că m-am descurcat foarte bine, am făcut primele două părți, la a treia am avut o mică nelămurire pentru că nu mă pregătisem atât de bine pe subiect, dar în schimb pentru BAC cred că o să le știu, adică mai mult ca sigur o să le știu pe toate. În rest, exercițiile au fost ușoare, nu mi-a pus niciunul vreo problemă, la compunere m-am descurcat, deci pe total a fost bine. Deși nu s-au pregătit toți ca pentru BAC, este un ajutor, ne învățăm cu emoțiile, să le stăpânim. Cred că este ceva bun. A fost bine, da. Nu mă așteptam, a picat Riga Crypto și nu mă așteptam și n-am învățat-o. Deci, da, dar primele subiecte au fost ușoare. A fost binișor, se putea și mai rău și mai bine. Subiectul 1 și subiectul 2 l-am făcut complet, dar subiectul 3 nu prea l-am repetat, adică nu eram pregătit pentru Ion Barbu azi. Eu cred că m-am descurcat mai bine decât colegul meu, totuși. Dar probabil toți o să greșească la sinonim, că au dat un sinonim cam greu. Da, exact, nici nu știu sinonim. Ce să facem? Se poate mereu mai rău. Mai avem de pregătit, da. Cel puțin eu, argumentările trebuie să le stăpânesc mai bine. Mi se pare că a fost un subiect ușor. Chit că a picat Riga Crypto și pentru ultimul foarte greu, am avut noroc că l-am învățat, că mă gândeam că o să pice ceva greu și m-am descurcat. Chiar a fost ușor subiectul. Ca și în cazul simulării evaluării naționale, lucrările elevilor vor fi scanate în clasă și apoi corectate digitalizat, asigurând astfel o eficiență sporită în procesul de evaluare. Notele obținute la simularea bacalaureatului nu pot fi contestate și nu se înregistrează în catalog. Este un examen important în viața fiecărui copil și de aceea și noi, cei din Comisia Județeană, ne-am pregătit temeinic pentru a organiza această simulare. Este o noutate faptul că evaluarea se va realiza digitalizat prin scanarea lucrărilor și corectarea acestora de către doi profesori aleși la întâmplare de către aplicația informatică în care se încarcă lucrările respective. Ne-am străduit cu toții să organizăm cât mai bine acest examen pentru că el reprezintă un antrenament atât pentru noi, cei din Comisia Județeană, cât și pentru colegii noștri din comisiile, din centrele de examen, dar și pentru elevi și, bineînțeles, așteptăm rezultate care să ne încurajeze pentru sesiunea propriu-zisă din vară. Astăzi, 4 martie, a avut loc, așa cum vă spuneam, proba la limba și literatura română. Mâine, 5 martie, va avea loc proba EC, proba obligatorie a profilului, însemnând matematică sau istorie, iar pe 6 martie, miercuri, va avea loc proba ED la alegerea profilului și specializării. Și câți au fost prezenți astăzi? Astăzi am avut o prezență de 90,5% din totalul celor înscriși. Am avut 388 de absenți. Ne doream, bineînțeles, să fie o prezență de 100%, dar din experiența anilor precedenți știm că e greu să-i convingi pe toți cei care se înscriu să participe. Oricum, este o prezență bună, ceea ce ne bucură. Sperăm ca și în zilele următoare să avem la fel o prezență ridicată. În ceea ce privește organizarea examenului în această zi, nu am întâmpinat dificultăți nici la descărcarea subiectelor, nici alte tipuri de dificultăți. Am tratat, așa cum v-am spus, cu maximă atenție acest examen. Am vorbit și am discutat cu colegii noștri înainte de această zi și le-am cerut tuturor să trateze această simulare exact ca pe un examen propriu-zis și să nu manifeste toleranță la activități nepermise, să zicem, sau la tentative de fraudă din partea elevilor
Și până la acest moment pot să vă spun că nu a fost înregistrat niciun astfel de eveniment, astfel încât să fim nevoiți să eliminăm din examen unul sau mai mulți elevi. Repet, este un antrenament pentru fiecare dintre noi, pentru copii, dar și pentru membrii comisiilor de organizare din școli și pentru noi cei din Comisia Județeană. La proba de mâine, tot așa, ar trebui să participe 4.085 de elevi. Sperăm să avem tot așa o rată de participare foarte mare, pentru că e important pentru elevi, e important pentru profesori, e important pentru părinți să știm exact cum stăm la momentul de față cu nivelul de pregătire, să vedem acolo unde e cazul, ce putem ajusta, pentru că mai e timp și cu siguranță dacă ne mobilizăm cu toții și ne ajustăm programul astfel încât să efectuăm o pregătire temeinică, zilnică, fără sincope, fără salturi, azi lucrez, mâine și poi mâine nu, poi mâine iarăși, reușim chiar în timpul scurt rămas să acoperim acele lipsuri, dacă ele există. Simulările au un rol important, atât simulările naționale, cât și simulările județene și de aceea și noi ne gândim și luăm în considerare foarte serios organizarea unei simulări la nivel județean, mai târziu, probabil în luna aprilie, dar vă vom anunța de îndată ce vom stabili calendarul. Da, și la bacalaureat și la evaluare națională, pentru că semnalele primite din teritoriu, atât de la profesori cât și de la părinți și elevi, sunt acelea pozitive, se dorește organizarea încă unei simulări, trebuie să ne antrenăm, cu cât facem mai multe antrenamente, cu atât în ziua meciului vom fi mai bine pregătiți.